Luptătoarea Beatrice Andreea Ana a obținut recent mult doritul bilet de participare la Jocurile Olimpice de la Tokyo din vara acestui an. Legitimată la Clubul Steaua București, Andreea s-a calificat la competiția supremă după ce a ajuns în finala categoriei 53 de kilograme la turneul de la Sofia. Andreea, ce înseamnă pentru tine această calificare la Jocurile Olimpice? Această calificare la Jocurile Olimpice pentru mine reprezintă un vis devenit realitate. Mi-am dorit foarte mult să ajung aici și mă bucur că s-a încheiat așa. Ai până acum în palmares 4 medalii de bronz, 2 la campionatele europene de senior și 2 la campionatele mondiale de tineret. Sper la o medalie la Tokyo. Tot ce îmi doresc este să decurgă pregătirea mea cum trebuie, să fiu sănătoasă și sunt sigură că acolo voi da tot ce pot. De cât timp faci lupte și de ce ai ales să practici acest sport? Fac lupte de aproape 11 ani. A început ca o joacă, după care m-am simțit foarte atrasă de sala de lupte. Care sunt calitățile pe care le ai tu? Cred eu că sunt ambiția și faptul că am o constanță în pregătire. Ce mai trebuie îmbunătățit la tine în aceste 2 luni pentru a avea o evoluție bună la Tokyo? O să fac o analiză împreună cu antrenorii mei a ultimelor mele concursuri și vom vedea. Eu cred că trebuie să mai lucrez la pregătirea fizică și la forță. Cui ai vrea să mulțumești în mod special pentru acest rezultat deosebit? Sunt foarte mulți oameni care au contribuit la acest rezultat, dar cel mai mult aș vrea să îi mulțumesc în mod special antrenorului meu, care a crezut în mine chiar și atunci când eu nu credeam. Până de curând, singura luptătoare româncă calificată la Tokyo era Alina Vu. Sunt sigură că s-a bucurat, sunt partenera Alinei de antrenament încă de când eram mică și sunt mândră că pot să fiu alături de ea la jocuri. Ce sfaturi ți-a dat ea? Am furat probabil experiența, mi-a arătat foarte multe procedee, mi-a zis cum e corect, pentru că dacă făceam antrenament împreună tot timpul, mi-a arătat foarte multe. Și faptul că era mai mică de vârstă și mă antrenam cu ea, care era în topul celor mai buni sportivi pe plan mondial, m-a ajutat mult. Beatrice Andreea Ana are 21 de ani și, după 4 medalii de bronz la mondialele de tineret și la europenele de seniori, visează la o clasare pe podium și la competiția din Japonia. Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfășura în perioada 23 iulie-8 august. Urmăriți Steaua TV, dați-ne like pe Facebook, follow pe Instagram și subscribe pe YouTube. Forță Steaua!